Pacea Domnului tuturor celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă păzească. În numele Lui Isus Hristos ne rugăm pentru voi, dragi copii ai Lui Dumnezeu. Puterea învierii să se arate în viața fiecăruia, în numele lui Isus Hristos, pentru ca toate diagnosticile să fie aruncate la picioarele lui Isus Hristos, toate planurile diavolului să fie zdrobite și orice armă făurită împotriva voastră să fie fără putere în numele lui Isus și pe orice limbă care se va ridica la judecată, împotriva voastră o veți osândi. Aceasta este promisiunea voastră, promisiunea celor care iubesc pe Dumnezeu. Vă binecuvântăm, ne rugăm pentru misiune oriunde ați fi, ca puterea cuvântului lui Dumnezeu să se răspândească până la marginile pământului în numele lui Iisus Hristos. Salutăm pe toți cei sfinți și credincioși, Dumnezeu să vă binecuvânteze spre cunoștința Domnului și spre împlinirea voii Lui. Amin. Vreau să vă spun că aceasta este revelația mea preferată, ca să-L cunoaștem pe El și puterea Lui nemărginită, după lucrarea puterii, tăriei lui și puterea învierii. Da, Pavel învață Biserica din Efes și această epistolă este o capodoperă că trebuie să avem toată armura lui Dumnezeu. De asemenea, el spune, cine primește învățătură în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață, deoarece cel care seamănă în fire va se cera putrezire, iar cel care seamănă în Duh va se cera viață veșnică. De aceea, semânați în Duhul, prețuiți oamenii lui Dumnezeu și îmbrăcați-vă în toată armura lui Dumnezeu, ca satan și toată puterea vrăjmașului să fie zdrobite în viețile voastre, sub picioarele voastre. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Slavă Domnului, dragilor! Slavă lui Iisus Hristos! Astăzi este război și sunt multe evenimente tulburi. Și pentru că există mulți credincioși, oamenii se întreabă cum să înțeleagă corect aceste lucruri. Unii spun una, alții spun alta, unii sunt pacifiști, alții spun că trebuie să protejeze adevărul. Eu aș vrea să vină lumina și priceperea. Pentru că Isus a venit ca să avem lumină și pricepere și ca voi să înțelegeți pe cine trebuie să ascultați. Cum trebuie să citiți Biblia? Cum să deosebiți unde sunt cu adevărat oamenii lui Dumnezeu și unde sunt oamenii care slujesc după fire și nu după Duh? Dar firea nu poate să fie pe placul lui Dumnezeu. De aceea Pavel scrie epistola către Timotei. Este o epistolă de lideri. Și pe atunci apăruseră mulți învățători ai legii, care nu înțelegeau nici ce spun, nici ce urmăresc. Și astăzi există o mulțime de oameni care vorbesc, și oameni credincioși, dar și învățători falși, la fel cum scria și Petru și cum spunea Isus, sataniști care predau adâncurile lui Satan, care răspândesc învățătura fariseilor, saducheilor. Vreau să vă arăt clar aceste lucruri, ca înainte de toate să fiți liberi, să cunoașteți adevărul și să înțelegeți cine merge după Duh, că trebuie să păzim cuvântul lui Dumnezeu și cine promovează minciunile diavolului. În realitate, acest lucru nu este greu dacă sunteți cu Dumnezeu, pentru că Isus a venit și a descoperit taine. Țineți minte, el spunea ucenicilor, vă sunt descoperite tainele lui Dumnezeu, dar celor care încearcă să se dea deștepți nu le este dat. Mulți oameni l-au ascultat pe Hristos, dar nu tuturor le-a fost dat să înțeleagă tainele. Ca să înțelegi taina, trebuia să fii învățătura apostolilor, trebuia să te smerești, să devii partea bisericii, să te unești cu Dumnezeu. Și mulți au încercat să meargă pe altă cale. Și cu siguranță au scăpat această taină. Și pentru mulți și astăzi rămâne această taină. Au trecut 2000 de ani, iar oamenii nici acum nu pot să înțeleagă. Astăzi este război, și sunt unii care spun, așa cum spunea Vechiul Testament: Ucigașii, teroriștii trebuie să fie judecați, trebuie să fie omorâți, pedepsiți. Dar Isus în Noul Testament spune: Trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri. Noi trăim după Noul Testament, așa că putem să permitem tot răul care se întâmplă. Trebuie să răbdăm acest rău. Satan trebuie să domnească. Vreau să vă pun câteva întrebări pentru ca mințile voastre să se pornească, să se nască ceva în capetele voastre, să distrugem acea amăgire, acele întărituri pe care diavolul le-a zidit acolo. Înainte de toate, trebuie să înțelegeți, cei care spun că Vechiul Testament Contrazice Noul Testament, de fapt spun că Fiul contrazice pe Tatăl. Oare este posibil ca Isus să-l contrazică pe Tatăl? Cu siguranță nu. El a spus: Eu am venit să împlinesc nu voia mea, ci voia Tatălui. Și el a venit și a clarificat Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt era încălcat, pervertit, și Isus a certat pentru aceasta poporului Israel, pe iudei, pe învățătorii de lege. El spunea, voi nu ați păzit cuvântul lui Dumnezeu, așa că Isus a venit să întărească cuvântul lui Dumnezeu și să întoarcă oamenii la el. El spunea că acesta este foarte important. Că oamenii nu pot să-l pervertească, să se joace cu el. Iar dacă cineva face acest lucru, în spatele acestor acțiuni stă diavolul. Acel om lucrează pentru diavol. Așa că apare o întrebare simplă. Dacă Noul Testament contrazice Vechiul Testament, înseamnă că Isus contrazice pe Tatăl. Oare este posibil acest lucru? Nu. Pentru că Isus a venit să împlinească voia Tatălui. Amin. Orice întăritură, amăgire și lucrurile diavolești să fie distruse în viețile voastre. Mergem mai departe. Oamenii îl întrebau pe Isus: pe ce stă Vechiul Testament și care sunt cele mai mari porunci? Isus răspundea, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. A venit Isus Hristos și dă noul legământ, Spuneți-mi, ce porunci sunt în Noul Testament? Să iubești pe Dumnezeu și să iubești aproapele. Și atunci apare o întrebare. Iisus a anulat Vechiul Testament? Noul Testament contrazice pe cel vechi sau nu? Cu siguranță nu, pentru că și în Vechiul Testament totul stătea pe aceste două porunci, să iubești pe Dumnezeu și să iubești aproapele. Și în Noul Testament totul stă pe aceste două porunci, să iubești pe Dumnezeu și să iubești aproapele. Așa că nu există contradicții între Tatăl și Fiul. Și de aici putem să înțelegem mai departe. A anulat Isus pe pentru ucigași, pentru rău, pentru violență, sau nu? Despre ce vorbește Isus? Trebuie să jertfim sau nu? Adică, noul legământ ne dă un standard mai înalt. Și putem vedea acest lucru. În Vechiul Testament spune să nu curvești, dar Isus spune nici să nu te gândești, nici să nu te uiți. În Vechiul Testament scrie să nu ucizi, dar Isus spune. Nici să nu te gândești. Este un nivel cu totul nou, un standard înalt pe care Dumnezeu îl dă în Noul Testament. Și acest nivel este posibil pentru oamenii care s-au unit cu Dumnezeu și sunt născuți din Dumnezeu. Ei au ungere și putere să trăiască după Noul Standard. Dacă în Vechiul Testament se spunea să dai Domnului Zeciuială, Noul Testament spune toată viața și tot ce ai trebuie să slujească lui Dumnezeu. Să aduni pentru viața veșnică, pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin! În ce consta esența Vechiului și Noului Testament? Oamenii au dat deoparte ceea ce era mai important, dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru aproapele și au transformat totul în religie. Ei au încercat să slujească lui Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Iată în ce s-a transformat acest lucru. Dar Isus a venit și a restaurat lucrurile. Ca să nu inventăm singuri cum să-i slujim lui Dumnezeu într-un mod firesc, sufletesc. De aceea, lui Dumnezeu trebuie să-i slujim în Duh și în Adevăr, altfel nu pot sluji. Pentru aceasta, el a dat Noul Testament. Și Noul Testament nu contrazice Vechiul Testament, ci îl întărește și oferă un nou nivel, un nou standard. De aceea, în Matei, capitolul 5, este scris că Iisus zice Eu nu am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Și apostolii scriu despre acest lucru. Roman, capitolul 3, că noi, prin credință, nu desfințăm legea, ci o întărim. Și în capitolul 8 este scris că în noi care trăim după îndemnurile Duhului, porunca legii este împlinită. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că atunci când era vechiul legământ, oamenii spuneau, Dumnezeule, tu ai dat legi după care este imposibil de trăit. A venit Isus și oamenii care au crezut în Isus, care s-au născut din Dumnezeu, care au devenit copiii lui Dumnezeu, trăiesc cu Dumnezeu ca niște copii de Dumnezeu. Ei au standardele mult mai înalte decât cele din Vechiul Testament. În primul rând, însuși Isus a trăit în acest fel și a arătat cel mai înalt standard. El nu a făcut niciun păcat, a fost sfânt. Iar cei care au devenit creștini, ucenicii lui Hristos, copiii lui Dumnezeu, se ridică și ei la standardele lui Isus Hristos. Devin creștini adevărați. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ei trăiesc după un standard atât de înalt încât în Vechiul Testament nu trebuia să păcătuiești. Acum nici nu mai gândesc la acest lucru. Ei biruiesc toate aceste păcate și îl zdrobesc pe satan la nivelul gândului. Viața unui creștin, a unei fice sau a unui fiu de Dumnezeu. Nu anulează Vechiul Testament, ci îl împlinește. Deci cui îi este dat Vechiul Testament? Cum scrie Pavel către Timotei ucenicului lui, că acești învățători ai legii nu știu nici ce spun, nici ce urmăresc? 1 Timotei, capitolul 1, versetul 4 Și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință. Așa fac și acum. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine, că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege. De aceea, cei neprihăniți, sfinții, copiii lui Dumnezeu, nici nu se gândesc la păcat. Se gândesc la împărăția lui Dumnezeu, la lucruri înalte. Standardul vieții lor este mult mai mare decât legea. De aceea ei trăiesc după har. Ei sunt ca niște călători pe acest pământ. Ei fac parte din familia lui Dumnezeu, din împărăția lui Dumnezeu. Toți ceilalți care nu ajung la acest nivel sunt supuși legii care a fost dată în Vechiul Testament, și toți acești oameni vor fi judecați în baza legii, și fiecare va primi pedeapsa lui. De aceea, în Luca, capitolul 16, se arată ce se întâmplă în locuința morților și se pune întrebarea: Cum pot fi oamenii mântuiți? Bogatul cere pentru rudele lui, dar îi se răspunde că acestea trebuie să asculte de moise și de proroci dacă nu vor să ajungă în iad. Ca oamenii să nu ajungă în iad, există legea. Dar ca să nu mergi la judecata lui Dumnezeu, există har. Să devii un creștin adevărat, copilul lui Dumnezeu. Că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși. Pentru cei nelegiuiti și păcătoși, Reși, pentru cei fără Evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, de mati, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari. Apropo, noi citim Noul Testament. Deci, pentru cine? Pentru ucigători. Trebuie să fie judecați. Pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase, potrivit cu Evanghelia, Slavei, fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Amin. Și la final. Dacă învață cineva pe oameni, învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba în care boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se nasc pisma, certurile, clevetirile, bănuirile rele, Zadarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte. Ale oamenilor stricați la minte. În timpurile noastre, se poate spune simplu: Acești oameni sunt niște debil-duhovnicești mentali. Și astăzi, cu părere de rău, diavolul a făcut mulți asemenea credincioși și asemenea învățători ai legii, la care, în realitate, mintea este afectată. Ei nu înțeleg ce învață, nu înțeleg scriptura. Acesta este debilism și daunism. Și dacă vei asculta asemenea învățători, și tu vei deveni la fel. Așa că Isus a venit ca să distrugă legea sau să o împlinească? Încă o dată vă amintesc, Vechiul Testament spune să iubești pe Dumnezeu și aproapele. Pe aceste lucruri stă Vechiul Testament în totalitate și toate poruncile. Noul Testament? Pe ce se bazează? A dat Iisus alte porunci? Nu. El a spus să iubești pe Dumnezeu și să iubești aproapele. Dar unde este diferența? Diferența este că dacă trăiești după noul legământ și nu după cel vechi, în cel vechi era scris să nu păcătuiești sau să corectezi păcatul, dar în cel nou tu ai un standard duhovnicesc atât de înalt, tu ești, cum scrie Pavel, o făptură nouă. De aceea, celor care trăiesc după noul testament, Iisus îl descoperă pe Dumnezeu ca pe Tatăl, Iisus spune, este Tatăl, voi sunteți copiii. Acești oameni sunt făcuți din alt aluat, sunt oameni duhovnicești. Aceleași porunci, aceleași standarde, dar standardul acestor oameni este mai înalt și astfel ei nu distrug Vechiul Testament, ci îl împlinesc și arată un nivel și un standard cu totul nou, acela că trebuie să fim copiii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu este un baubau, ci este Tatăl. Pentru aceasta a venit Isus. Aleluia! De aceea Biblia spune că cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Vechiul Testament fusese dat ca oamenii să nu păcătuiască, pentru că toată lumea toate gândurile, totul se transformase în păcat. Și la poporul lui Dumnezeu la fel. Acesta a căzut în păcat, în păgânism. Dar Noul Testament spune că acesta este un nivel cu totul nou. Și oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că însuși Tatăl rămâne în copiii lui. Oamenii sunt uniți cu Dumnezeu prin Duh, cu Dumnezeul care a creat cerul și pământul. De aceea, Isus a venit nu să anuleze legea, ci să o împlinească. El așa și spune în Matei 5 cu 17: Am venit să împlinesc legea. Și mai departe, el continuă în capitolul 5. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cei care nu puteau să împlinească legea încercau să slujească pentru Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Încercau să facă anumite ritualuri, să facă în felul propriu acest legământ. El spune, în acest caz, voi nu veți fi mântuiți. Neprihănirea voastră trebuie să întreacă neprihănirea fariseilor și cărturarilor. A spune că Vechiul Testament nu mai există, că Isus a iertat totul și acum putem păcătui, se numește satanism. Pentru că neprihănirea unor asemenea oameni este mai mică decât a fariseilor. Și Isus a spus fariseilor cu tot standardul lor religios și având în vedere modul lor de viață, că sunt sataniști și că tatăl lor este diavolul. Dacă farisei cu standardul lor de morală, conștiință și de împlinire a legii au fost numiți copiii diavolului, pui de năpârci, atunci cei care au un standard mai jos decât la farisei. Gândiți-vă cine sunt. Sunt mai prejos, aceștia sunt deja copiii diavolului, dacă sunt mai jos de nivelul fariseilor. Dar cei care au un standard mai înalt sunt copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu este Tatăl lor. De aceea, dacă sunteți creștini, atunci nu stricați, ci împliniți și arătați prin viața voastră. Împliniți! vechiul legământ, noul legământ, pentru că au rămas aceleași porunci, să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele. Și de aici putem să înțelegem ce trebuie să facem, ce spune Isus. Pur și simplu, despre vrăjmășie sau despre rău, despre ucideri. Și dacă nu înțelegi, atunci citește atent Vechiul Testament, dacă trebuie să jertfești sau nu. Dacă nu poți să înțelegi acest lucru, citește. Ce legi au fost? Cum trebuie să te comporți în societate? Sau pur și simplu învață cele 10 porunci care spun să nu poftești lucrul altuia, nici boului, nici nevasta lui, nici pământului. Să nu poftești. Acestea sunt cele 10 porunci. Să nu furi, să nu ucizi, este un standard. Dar cele 10 porunci stau pe cele două porunci. Să iubești pe Dumnezeu și să iubești aproapele. Să nu curvești, să nu ucizi, să nu poftești lucrul altuia, să respecti pe mama și pe tata. Și toate se așează la locurile lor. Iar dacă un om încalcă dragostea lui Dumnezeu, încalcă cele 10 porunci, ce se întâmplă? Se activează legea și în lege este scris cum acel om care este un călcător de lege trebuie să fie, Judecat. Amin. Dumnezeu să vă dea lumină și pricepere. De aceea, Isus a venit ca să descopere taina copiilor lui Dumnezeu. Iar cei care nu sunt copiii lui Dumnezeu, nu înțeleg. Și prin aceasta putem vedea unde sunt copiii lui Dumnezeu și unde sunt farisei sau copiii iadului, care promovează învățăturile saducheice, fariseice, în general satanice sau chiar din iad. Iisus nu se rușina. El chiar așa numea asemenea oameni. Noi am slujit mulți oameni în Transnistria și mulți oameni cărora le-am slujit acolo doresc acum ca războiul care se desfășoară în Ucraina să vină în Transnistria pentru ca ei să treacă prin Ucraina și să aibă acces la Rusia. Dar eu întreb, scuză-mă, tu te gândești la fundul tău, de exemplu, din Transnistria în Rusia sunt 500 de kilometri. De-a lungul celor 500 de kilometri trăiesc ucraineni. Eu spun despre aceste lucruri. Transnistria, Ucraina, Rusia ca să înțelegi cum vede Dumnezeu aceste lucruri. Ce gândire ai? Gândirea lui Dumnezeu sau a lui Satan? Tu te gândești la fundul tău, tu ai anumite ambiții imperialiste, propagandiste, unești în mintea ta anumite teritorii, te rogi pentru ceva, chem ceva, dar pentru aceasta tu ai nevoie de acești 500 de kilometri. Dar în acești 500 de kilometri locuiesc zeci de milioane de oameni. Înseamnă că tu trebuie să să nimicești acești zeci de milioane de oameni pentru ca acele câteva sute de oameni care locuiesc în Transnistria să se unească cu Rusia. Te gândești doar la fundul tău și ca fundului tău să-i fie mai comod să meargă în Rusia direct. Dar pentru aceasta. Trebuie să nimicești milioane de oameni, zeci de milioane care locuiesc pe acest teritoriu. Apropo, și eu sunt acum pe acest teritoriu. Eu care am slujit timp de zeci de ani în Transnistria de după război, am hrănit, am dat, am jertfit și mulți sunt acum conduși de anumite idei. Ei cheamă război pe acel teritoriu. Înseamnă că și eu trebuie să fiu nimicit și tu trebuie să fii nimicită. Oare pot acești oameni să fie numiți credincioși? De ce lucruri sunt conduși? Oare au legătură cu Dumnezeu? Cu siguranță nu. Dumnezeu spune, dacă vă omorâ pe cineva, trebuie să fii dus la judecată, trebuie să fii pedepsit. Dar dacă tu chemi războiul și să fie nimiciți milioane de oameni, zeci de milioane, Doamne ferește, Chiar dacă doar gândești lucrurile acestea sau vorbești despre ele, Doamne ferește! Este groaznic! Este groaznic la ce nebunie ajung oamenii. Aceasta este necunoașterea lui Dumnezeu și satanism. Oamenii nu trăiesc nici după Noul Testament, pentru că după Noul Testament nici nu se gândesc la aceste lucruri. Imediat îl vor îngropa pe Satan. Dar dacă nu ai standardul Noului Testament, după Vechiul Testament nu vei face acest lucru. Cu atât mai mult să fii participant al războaielor, al violenței. Acest lucru nu este de la Dumnezeu. Acești oameni nu au nici măcar nivelul fariseilor. Sunt copiii Iadului. Acești oameni nu au nimic în comun cu Dumnezeu. Fii Iadului, sunt fii blestemului. Așa că ne rugăm ca Dumnezeu să întoarcă lumina și priceperea, pentru că copiii lui Dumnezeu duc pacea, mântuirea. Ei fac pace. Dar violența, mânia, uciderea este de la satan și acești oameni vor fi judecați și aici și la Dumnezeu. Și Isus a arătat deja că asemenea oameni merg în iad și iadul este de-abia un început. Așa că să aveți lumină și pricepere, pentru că Isus Hristos a venit să avem mintea lui. Și acest lucru este posibil doar atunci când vom deveni copiii lui Dumnezeu. Dar copiii lui Dumnezeu au venit să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu, nu să-l strice. Amin. Ei împlinesc cele zece porunci, dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. La fel cum și noi am arătat dragostea față de aproapele, acolo a fost război, dar noi am mers mulți ani, am slujit, am îmbrăcat, am hrănit, dar acum, mulți dintre cei cărora le-am slujit și le-am făcut binele, doresc să vină la noi Războiul, violența, uciderea și așa mai departe. Ce spune Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu despre aceasta? Celui ce întoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi răul casa. Mânia și sabia lui Dumnezeu nu va părăsi acea casă. De aceea, noi mereu avertizăm: Nu dezlegați prin gândurile voastre războiul călăreții Apocalipsei. De când a început războiul în Ucraina, care durează deja de 9 ani, noi spunem: Nu dezlegați, nu poftiți, nu spuneți. De aceea, tot acolo în Matei, capitolul 5, este scris: Ferice de cei împăciuitori căci ei sunt fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, dar cel care are rahat în inimă, mânie, război, violență, nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Este satanism. Ferice de cei blânzi, ferice de cei milostivi, care au milă, căci ei vor avea parte de milă. Dar Dumnezeu este împotriva celor oameni care duc violența. Acesta nu este doar un război împotriva unor oameni. Pur și simplu, unii sunt de partea lui Dumnezeu și alții sunt de partea diavolului. Tu crezi că ești credincios, predicator sau altceva dar să nu fi cumva vrăjmașa lui Dumnezeu? Este o nebunie totală. Și mulți oameni au ajuns în această capcana diavolului, au început să lupte cu Dumnezeu. Amin, voiam să mai amintesc această întâmplare despre acel credincios despre care am mai povestit, despre tot Bimăr, care a intrat în istorie ca omul care l-a salvat pe președinte Casa Albă. În data de 11 septembrie, când a fost atacată America. El a fost în al patrulea avion și știa că, înainte, trei avioane deja se ciocniseră cu turnurile gemene, iar unul dintre ele căzuse chiar peste o instituție de stat unde erau 125 de militari de rang înalt. Știind deja aceste lucruri, acest băiat, împreună cu alți oameni, a opus rezistență și a făcut ca acest avion să se prăbușească. Dar atunci când oamenii se întrebau ce anume i-a condus pe acești teroriști, ei nu cereau bani, nu doreau pașapoarte sau să plece undeva. Ei pur și simplu afirmau acest duh războinic, duhul superiorității religiei lor. Duhul războiului, da, există Duhul dragostei, Dumnezeu este dragoste și există Duhul războiului. Și nu era altă soluție decât moartea. Ei voiau să o moare. Au omorât o mulțime de oameni în primul avion, în al doilea, în al treilea. Și când oamenii din al patrulea avion au înțeles aceste lucruri, acest băiat care era creștin a citit Tatăl nostru și Psalmul 23. Ei au anihilat acești teroriști cu prețul vieții cu prețul propriei vieți au făcut ca avionul să se prăbușească într-un alt loc. Deci ce trebuie să facă un om credincios? Și întrebarea este: cine ești? Ești acest terorist și dorești moartea altor oameni? Te gândești la aceste lucruri, le proclami, trăiești cu aceste lucruri, concentrezi toată viața în aceste lucruri sau ești creștin ca acest tot bimăr? un om vretnic, respectabil, tată la doi copii, slujitor, preot. În fiecare duminică propovăduiam biserică în orașul lui și el și-a dat viața ca să salveze oameni. Acum puneți întrebarea, cine ești tu? Copilul iadului, copilul diavolului, mai rău decât fariseii? Sau ești fiul lui Dumnezeu care își dă viața pentru mântuirea oamenilor? La fel cum Isus și-a dat viața pentru mântuirea omenirii și nu pentru nimicirea ei. Amin. De aceea trebuie să înțelegem că Isus a venit să dea lumină și pricepere, ca să nu trăim în întuneric. Isus a venit ca să avem mintea lui Hristos, ca să putem să ne uităm la această lume așa cum Dumnezeu se uită, să înțelegem gândirea lui Dumnezeu. Dar diavolul a venit ca să devii prost, ca să distrugă mintea ta. Ca să degradezi. Acum alege. Domnul dă lumină și pricepere, dar diavolul vine și te lasă fără minte. De aceea, oamenii devin ca niște debili. Nu mai au minte și fac tot felul de prostii. Și cu toate acestea, spun că au o legătură cu Dumnezeu. Doar că în cazul dat, Dumnezeul lor este Satan. Amin. Așa că să vă binecuvinteze Dumnezeu, ca să primiți pricepere. Dumnezeu a venit ca să avem mintea lui Hristos, ca minciuna, satanismul, întăriturile să fie distruse în numele lui Isus Hristos. Ca să vă supuneți credinței, să vă supuneți lui Hristos, pentru că scopul noului legământ este ca toate popoarele să fie supuse credinței. Și dacă ne supunem lui Hristos, Satan este sub picioarele noastre. Dar dacă nu facem acest lucru, suntem pur și simplu robii diavolului. Împlinim poftele lui. Dorințele lui, toate minciunile lui. Așa că Dumnezeu să distrugă toate întăriturile, nebunia, posesia, minciuna, în numele lui Isus Hristos, să vină claritatea și libertatea, ca oamenii să capete esența, să-l cunoască pe Dumnezeu, să poată fi partea noului legământ. Să primească mintea lui Hristos și viața veșnică. Să fie copiii lui Dumnezeu. Amin.